Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare, o nouă citire în dragoste. Haideți să vedem, iată, cărțile se întorc, ceea ce este de bine pentru voi, dragilor, pentru cei care sunteți în conexiune în aceste momente, da? Cei care priviți la acest videoclip și vă doriți să aflați mai multe despre această conexiune a voastră, da? Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure în acest moment și vă doriți să știți și voi dacă se va schimba această situație de viață pentru voi. Sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această etalare. Da, iată că există... Există în conexiunea dintre dumneavoastră tot felul de probleme, tot felul de situații care pot interveni în această perioadă și care vă fac să vă îndepărtați încet, încet unul de celălalt. Da? Se pare că această persoană lângă care tu ești în aceste momente, da, caută scuze, da? Vă oferă aceste scuze pentru care nu poate fi cu voi tot timpul sau nu poate veni deloc în întâmpinarea dumneavoastră, în întâmpinarea acestor nevoi de afectivitate pe care le aveți în această perioadă. Se pare că această persoană poartă o mască, da, vis-a-vis de voi. Bineînțeles că el va veni în această conexiune doar atunci când va, el sau ea, da, vine în această conexiune doar atunci când are nevoie de ceva sau doar pentru a se încărca pozitiv de la tine, da? În momentul în care, probabil că te-ai întâlnit cu această situație, dragul meu sau draga mea, da, ai văzut că de câte ori ți-a fost bine, de câte ori ai avut... tot ceea ce ți-a fost necesar și mai mult decât tot, această persoană a fost acolo, a fost lângă tine pentru a împărtăși acel bine cu tine, dar de câte ori ai avut nevoie de sprijin, de câte ori ți-a fost și ție greu, poate ai întâmpinat anumite obstacole în viața ta, dar această persoană s-a îndepărtat de tine și nu a mai știut să îți fie aproape, da? Acest lucru spune multe pentru tine și spune multe mai ales despre modul în care această persoană este de fapt, da? În ciuda măștii pe care o poartă vis-a-vis de tine. Iată, dragii mei, că următoarea carte vorbește despre gelozie. Este această persoană la care vă gândiți în aceste momente și care, spuneam, se fofilează din anumite motive, da? Văd că nu vrea să vină în relația cu tine, nu vrea să își îndeplinească poate responsabilitățile pe care le are față de familia voastră, da? Se eschivează pur și simplu, vrea să scape, vrea să plece undeva, nu-l mai interesează sau nu mai interesează să fie alături de tine și de cei dragi, da? Da, pe de altă parte văd că această persoană se manifestă așa, dragii mei, tocmai din cauza că este gelos sau geloasă pe tine. Ce înseamnă asta? Este posibil ca în ultima perioadă să te fi văzut și în compania altor bărbați, dacă ești femeie, da, sau în compania altor persoane și atunci această ființă să fi devenit geloasă, da? Gelos sau geloasă pe tine. Bineînțeles că tu ai făcut tot posibilul întotdeauna să nu-i dai aceste ocazii de gelozie acestei persoane, dar văd că chiar și așa această persoană se manifestă în felul acesta, da, vis-a-vis de tine. Bineînțeles că faptul acesta poate pe tine să te ducă în direcția în care te vei întreba dacă această conexiune dintre voi doi mai are vreun rost sau dacă are rost să continuați ceea ce ați început sau dacă mai aveți gânduri comune în prezent, da, sau intenții comune în ceea ce vă privește și așa mai departe. Da, probabil că mulți dintre voi, dragii mei, dragele mele, veți fi siliți de circumstanțe să vă eliberați de această persoană care, iată, se manifestă ca o persoană toxică în viața dumneavoastră.
dragii mei, văd că pentru mulți dintre voi, iată, există cineva în apropiere, în apropierea voastră există o persoană, da, o persoană care vă iubește în secret, da, și veți avea parte de un nou început alături de această persoană. Da, indiferent ce s-a întâmplat în dragoste pentru voi până acum, indiferent dacă ați avut parte de fericire sau de nefericire în momentele care au trecut pentru voi, iată că de acum înainte se deschide o nouă pagină, un nou capitol pe care îl veți rescrie din ce în ce mai mult, așa cum vă doriți, da? Adică veți merge mai, din ce în ce mai mult spre direcția pe care voi ați creionat-o pentru voi, pentru viața voastră. Dacă vă doriți fericire, veți avea. Dacă vă doriți să fiți împliniți în cuplu, veți fi alături de această persoană nouă pe care, iată, o cunoașteți, fie ați cunoscut-o de curând, fie o veți cunoaște în perioada următoare. Și văd că această persoană este exact genul de persoană care vă va da toate argumentele să pledați pentru ideea că merită să luptați pentru ideea de cuplu, da? Că merită să luptați pentru a fi împreună cu cineva. Da, este clar că și voi vă doriți acest lucru, da, vă doriți să vă împărtășiți viața cu cineva și iată, acest aspect se împlinește pentru voi în sfârșit în acest mod cât se poate de miraculos alături de o persoană care nu doar că merită toată atenția voastră, dar această persoană vine în întâmpinarea nevoilor voastre celor mai stringente, mă refer la acele nevoi de afectivitate, de afecțiune, da, pe care le manifestați cu atât mai pregnant în această perioadă. Da, veți remarca foarte multe similitudini cu această persoană, faptul că de multe ori vă terminați unul altuia propozițiile, da, enunțurile pe care vreți să le spuneți, în așa fel vă apropiați de tare unul de celălalt, da, gândirea voastră se aseamănă foarte mult. Și acest lucru vă face să vă derulați într-un mod care nu vă cere niciun efort, da? Să vă derulați în această conexiune ca și când ați fi așa dintotdeauna. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că sosește un moment bine așteptat, da? Și bine meritat pentru mulți dintre voi, pentru multe dintre voi, dragele mele, pentru că, iată, veți primi un buchet frumos de trandafiri din partea unei persoane și spuneam că această persoană, iată, te iubește în secret, a manifestat aceste sentimente în secret față de tine până acum și acum simte din ce în ce mai mult să se apropie de tine, simte să facă primul pas spre tine, da, simte să te copleșească cu atenția sa și asta va face, da? Așadar, așteaptă-te la gesturi extraordinare din partea acestei persoane, la atenția sa nedivizată, ca să zic așa, și la iubirea sa, da? Pentru că despre asta vorbim până la urmă. Această persoană dorește să împărtășească cu tine sentimente de iubire, sentimente de apreciere pe care ți le poartă. Iată, îți va face o invitație în această zi, timpul vostru, timpul a sosit și pentru voi să vă bucurați de această întâlnire, de această uniune și să împărtășiți unul cu celălalt vorbe frumoase, vorbe pline de căldură și de afecțiune. Hai să vedem și următoarea carte. Wow, cât de frumos! Nu pot să cred cât de frumos culminează aceste cărți în această etalare. Spre căsătorie, da? Se pare că acesta va fi pasul următor în această conexiune. Bineînțeles, pe care îl veți atinge prin foarte multă răbdare, da? Se pare că, într-adevăr, ați cunoscut în sfârșit persoana pe care ați așteptat atâta timp să o cunoașteți, da? Se pare că acesta sau aceasta este cea mai importantă persoană din viața dumneavoastră în aceste momente și va fi cea mai importantă ființă pentru voi și de acum înainte, da? Pentru că veți decide, iată, că vreți să vă împărțiți viața alături de el sau de ea. Da, este clar că această persoană vă oferă genul de implicare și genul de dragoste
la care foarte mulți visează, da, și este foarte posibil ca în această perioadă să vă bucurați de, pe de o parte, de aprecierea oamenilor din jurul vostru, iar pe de altă parte, poate pe alocuri și de invidia unora dintre ei, da? Da, așteptați-vă și la aceste gânduri sau vorbe din partea anumitor oameni, dar știu că pe voi nu vă va speria nimic, pentru că sunteți pregătiți să luați viața în piept, știind că vă aveți unul pe celălalt alături, da? Și sunteți foarte puternici, așa. Hai să vedem și următoarele cărți. Avem aici Împăratul, dragilor, o carte foarte bună din Arcana Majoră, care aduce în prim plan ideea unei bogății spirituale de care voi dați dovadă în această perioadă. Și această bogăție spirituală, să știți că va aduce în preajma unui vis împlinit, da? Dincolo de faptul că, iată, totul decurge foarte bine în viața voastră amoroasă, da? Dincolo de faptul că aveți admiratorul acesta secret care vă va împlini un vis, visul acela de a fi împreună cu cineva foarte sensibil, împreună cu cineva foarte special în viața dumneavoastră, care reușește să vă facă să ieșiți dintr-o anumită lentoare, dintr-o anumită lâncezeală în care căzuseră, poate unele dintre voi sau unii dintre voi, da? Și iată, vă înstăpâniți din nou în legătură cu viața voastră, da? Veți avea din nou conștientizarea faptului că, într-adevăr, sunteți stăpânii vieții voastre și sunteți creatorii acesteia, da? Chiar voi sunteți cei care luați deciziile în ceea ce vă privește și, ca urmare a acestor decizii, se derulează totul în fața ochilor voștri, îmi cer scuze. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Cinciul de spade, dragilor, o carte care îmi vorbește despre un posibil conflict pe care l-ați putea avea dumneavoastră în perioada aceasta, dumneavoastră sau partenerul sau partenera. Este un conflict cu o persoană din apropiere, da? Poate cu cineva de la locul de muncă sau poate cu cineva din familie, da? Poate că cineva nu este de acord cu această relație dintre voi doi. Știți cum este, întotdeauna se găsește cineva care să dorească să ne deschidă ochii, între ghilimele, în legătură cu persoana de lângă noi, ca și când aceste persoane sunt atot știutoare și știu mai multe decât noi despre persoana noastră, da? Acest lucru, bineînțeles, că este imposibil și, bineînțeles, că și voi vă veți comporta ca atare, veți asculta persoana respectivă și apoi vă veți detașa foarte firesc de ea, pentru că nu vă interesează spusele acestuia sau acesteia, chiar dacă pe moment, iată, vă veți enerva puțin, da, vă veți precipita puțin, pentru că nu este treaba nimănui ce există între dumneavoastră și persoana dumneavoastră. Da? Da, pe de altă parte, dragii mei, să știți că în viitorul apropiat văd că un conflict de la locul de muncă se va stinge, da? Pentru că voi se va dovedi că aveați dreptate. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Împărăteasa, o carte din nou foarte bună, care aduce foarte multă abundență în această etalare și în viața ta în general. Te înconjori de această abundență, îți place să, normal, tuturor ne place acest lucru, da? Să avem tot ceea ce ne trebuie, să ne înconjurăm de lucruri frumoase, de lucruri care să ne bucure atât ochii cât și sufletul. Și așa te vei manifesta și tu în perioada care urmează, da? Vei face tot posibilul să îți acorzi ție momente de delectare, dar și persoanei de lângă tine, da? Pentru că ții la confortul tău, la confortul vostru în familie sau în această conexiune cu persoana dragă. Da, așteptați-vă la schimbări deosebite în viața dumneavoastră, poate că femeia de lângă voi, dragii mei, dacă sunteți bărbați, va rămâne însărcinată, da? Așteptați-vă la o asemenea veste în perioada următoare pentru unii sau unele dintre voi. Poate unele veți decide că doriți să deveniți mame, de ce nu? Poate fi valabil pentru voi această carte. Într-adevăr, văd că schimbări mari și fericite vin și pentru voi.
Da, o carte a huzurului această împărăteasă, da, a faptului că o veți duce bine în această perioadă din toate punctele de vedere. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici cartea Reconcilierii, cineva din trecutul tău se întoarce în viața ta. Este posibil, dragii mei, dragele mele, ca iată acea persoană care spuneam că te iubește în secret să fie tocmai această persoană care se întoarce din trecutul tău, iată, și îți va face o surpriză extraordinară, dorind să te invite undeva, dorind să-ți facă un cadou cu acel buchet de flori și poate că-ți va mai dărui ceva simbolic, ceva frumos, care îți va bucura inima și te va face să te simți cu totul specială, draga mea, sau special, ce știu eu, poate că este valabil și invers. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!